Îi dau cu o zi. Tiranicit. S-a părea și chiar se impune să ia începe tortura. Dacă microfonul celălalt. Celălalt microfon. Domnul și domnilor, trage în cortină, domnul secretar științific, domnul Mădureț, domnule, alo, domnule, dacă ți-a așa de parte, nu s-a venit nimic. Alo? Încercați-l pe ăsta. Cu două ochi, cred că vă bucurați, nu? Am avut o atenție, avem în fața noastră oameni sosiți pentru a fi prezenți aici în România, pentru a ne comunica nu numai gânduri sau nu numai, să zic, speranțele unui vieți mai bune, dar și munca. Travaliul ăsta pe care îl avem noi, e soboi ai istoriei și câteodată chiar și de arheologi cu descoperiri în istorie. În fond, cam la limita aceasta psihologică suntem noi. Și am fost și arheologul, deci treisprezece ani și când am descoperit cele mai frumoase, eu nu știu că îmi interesează, fiindcă profesional îmi interesează că am găsit cele mai frumoase inele de secolul 14-15-16 din Câmpia Mundea. Și îți mărturisesc că a fost poate cea mai mare bucurie a mea. Și am mai găsit și altul cu toată premieră. Vă spuneam asta, adică planurile să se conjugă, să supraconjugă. Doamne, în cercetarea mea asta e important să alexezi curat, e important pe ce te oprești. La ce nivel te oprești. Dacă mergi numai pe ce ai citit, dacă mergi numai pe ce ai cugetat, păi ajungi la, la ceea ce catolicii spuneau eretici. Și urmează să fii trecut cu un lucru imaginar, în flăcă să te mistești. Bun. Deci, cercetarea noastră, în special cercetarea de contemporan, nu este o cercetare singulară, nu este un, o muncă pe care o facem în beneficiu, al nostru nici vorbă, dar în beneficiu națiunii. Fiindcă o cercetare de istoric semnată de adevăr de el, înseamnă o ștampilă, înseamnă o pecete pe care se pune, nu, și audibilă ce pecetea peste ani de zile, așa cum povenim noi acum zisele lui Constantiniu, nu? Așa cum povenim ce a zis Berza, Mihai Berza, nu? Și alții, și alții, tot așa să știți că se cuvine să păstăm distanța venerabilă. Și să vă gândiți și la alt aspect al istoriei, la istoria preventivă, la istoria asta care vă dau un exemplu. Ce ar fi fost dacă Iuliu Maniu scoase o partid cu 700 de mii de aderenți, nu? Care amenințase capitala că va veni și va face o praf, nu? Dacă Iuliu Maniu în 28 și-ar fi dat seama, văzând că avem un regent, un copilaș, un singurul care era mai deslav, era Buzdogan. Dar constatând că totuși se dizolvă, eu știu, succesiunea asta de oameni maturi, n-ar fi avut proasta, ciudata, strania idee să-l aducem pe Carol al II. Gândiți-vă că până atunci existau niște acte, ultimul al lui Ferdinand a fost un act definitiv, pe care el, ca părinte, îl denunță și spune că nu este act pentru a merge mai departe pe șirul ăsta mare. Gândiți-vă ce a semnat și judecata bolnavă a celor din jurul lui Maniu. Că mai erau oameni care făcuse și șoptunea cu țărăniști, mă rog, mai erau oameni care puteau să ghideze, să nu mergem în propastie. Fiindcă bietul Maniu, când constată că s-a înșelat, că metresa venise chiar înainte de termen, că l-a spus că pentru nimic că nu mă acceptă, păi, el își dă dimisia. După ce a funcționat o țară întreagă, dă o dimisie și formă știți foarte bine ce a urmat. O dictatură care s-a sfârșit prin sfărâmarea granițelor. Vă dau aceste exemplu ca să știți că în istorie nu trebuie
să mergi numai pe date, nu trebuie să mergi numai pe a constata. Istoria pentru noi, cei care suntem tociți în cercetarea ei, se cuvine să iei și o poziție morală, nu în sensul de a te afișa să spui că cu tare sau cu tare a fost imoral, amoral și așa mai departe, sau criminal. Slavă Domnului care nu și-a luat. Au fost și oameni care s-au bucurat de acest tip negru și cumplit. Dar trebuie să judecăm, fiindcă facem și o istorie preventivă, în sensul că predăm acest material la cei care vin după noi. Predăm acest material în presă, în studii, în tomuri și spune lumea ce s-a petrecut. Mulți îl acuză pe Antonescu de ce n-ați imitat Finlanda. Păi se putea când dezastru din iulie al Franței demonstrase că poziția care o aveam noi nu putea fi salvată decât printr-o prezență alături de Germania, nu Hitler. Și altele, și faptul că am pierdut o provincie și aici să-mi fie cu iertare că aduc acuze Serviciului de Informație Român, de două ori aduc. Odată că trebuia să știe, trebuia să afle, nemții se temeau de ruși, dar nu cumva să depășească punctul. În niciun caz, trupele sovietice nu depășeau punctul, fiindcă nu dea voie nemții, ca dovadă asigurările care a încăpătat și care l-a evitat teribil pe Stalin. Și îi le spune membrii la Berlin, îi le spune faptul că ne-am fost supărați. Sau ce v-a făcut să vă dați asigurări României. Bun. Eu v-am dat câteva exemple care sunt situații în istorie în care trebuie să te duci, dacă te ajută mintea, nu? Și rudele și deascări care ai avut, să te duci în locul celor care au hotărât într-o limită de timp soarta unei țări. Multe sunt exemple care aș putea să le dau și o să auză și faptul că atunci toți îl acuzăm pe Mihăiță, nu îl acuzăm. De ce te duci, domnule, pe 1 decembrie să dai cu tămâia, să spui, să legitimezi alegerile? Guvernul era emanație de alegeri și mata adunarea asta. Cum eu fi zis, întâi a fost parânt și a fost emeată adunarea populară. Mă rog, nu contează. Contează că până în ora 12, asta știu de la nașul meu, agătare, care a trebuit s-au trimis nu știu câte telegrame și telefoane și ea a fost întrebați. Domnii, nu le mai spun numele, că cine știe, poate mai de voi nici să mai trec pe bulevard, și am întrebat, ce face? Se duce mai statea sa sau nu? Se deschide parlamentul bolșevic și așa cum se obișnuiește în lumea asta, diplomației, nu? Când tăcerea este mai grăitoare decât vorba, cuvântul sau declarația, nu, i-a dat, dacă nu au căpătat niciun răspuns. Iar când auzea Petru Grosta că au țărit mașinile din teatrul legal, a fost vorășie mare în teatru. Vă dau câteva lucruri pe care dumneavoastră să le judecați, că suntem, poate să putea să fim politologi și suntem, mă rog, toți în felul nostru. Dar v-a jucat foarte mult când veniți la noi aici, cel puțin. Vă rog să aprofundați sau să vă gândiți dacă lucrurile pe care noi le discutăm aici au fost cândva dezbătute sau nu. Și să știți că ne-am obosit, în special tinerii, noi în vârstă căpătăm lucrurile când e reflexie, mai ales că au făcut pușcărie în lumea aceea, unde adevărul se spunea că nu putea să fie sancționat. Vreau să vă spun că mulțumesc celor care ați participat. 30 de comunicări, dacă mă știu toată lumea a venit, nu? Am avut, să zic, plin. Comunicările niciodată nu mă grăbesc, nu zic să le dau o notă. Fiindcă trebuie să zăbovesc, am firul s-a înregistrat tot, și eu și colegii mei. E firesc. Capesc timpul, 10-20 de ani, poate și mai mult, capesc experiența aceasta unuilor de păreri, de cercetare, de afișașia. Unii dintre noi suntem dispuși să spunem din cele ce vorbim, dacă suntem atașați sau nu, un orizont politic. Nu? Dacă avem anumite simpatii pentru unii sau pentru alții.
foarte bine fană. E drept că nu trebuie să tulbure mersul constant, mersul de platou, și nu platou mare, platou din acesta alpin, nu, al ce înseamnă o reuniune, o confruntare, un ajutor pe care le dăm unii altor. Și acest lucru nu este numai un îndemn, este o constatare impusă de timp și impusă și de faptul că vom preda fiecare la rândul nostru mai mult decât un microfon, vom preda chiar ce ai adunat și pentru ce ai fost câteodată chiar tolerat. Vă mulțumesc, vă rog foarte mult acum să mă onorați, să ne onorați pe noi aceștia la un pahar de campane. Și se vor mai da și niște diplome. Cei care nu le căpătați, se le veți căpăta la anul, la mulți ani. Da, într-adevăr, veți căpăta toți.